Salut! Puteți să nu vă mai dezabonați, vă rog? Gen, no, înțeleg că am postat 40 de videoclipuri într-o zi. Da, vă explic imediat, dar totuși am pierdut 100 de abonați astăzi. Puteți, vă rog, să... Nu, nu mai. Nu mai dați unsubscribe, what the fuck? 100 de abonați, serios! Like, am făcut abonații ăștia în 6 luni, 100 de abonați. Canalul meu e mor, vă rog, nu mai faceți din alea. Bă, ok, acum explicația pentru... De ce dracu am postat 40 de videoclipuri într-o zi? Ok, deci mi-am pus toate videoclipurile pe unlisted, dacă știți toți, gen... Nu, no, mi le-am șters într-o oară care mă sunt, nu le-am șters, sunt pe privat, erau pe privat. Și aveam 4 videoclipuri pe canal, bun. Acum, nu poți să le selectezi, să-l dai înapoi sau ceva de genul, nu. No. Le-am selectat pe toate și le-am pus înapoi pe public. Astea sunt videoclipurile care au fost pe privat. Gen, înainte să le pun toate pe unlisted. Și gen, astea nu au fost postate niciodată sau ceva de genul. Și acum nu știu ce s-a întâmplat, o degajare de energie expresivă, nu știu ce, și s-au postat videoclipurile. Toate care erau pe privat. Și a trebuit să șterg câteva dintre ele. Că gen, unele erau personale, unele erau nu, mai dubioase, mai de capul lor. Și încă am încercat să le șterg, gen, șterse, mai multe de aici, dar tot sunt multe. Dar nu, ca să înțelegi de ce dracu a apărut 40 de videoclipuri într-o zi și de ce v-au spamat box-ul. Oh, cam asta e ideea. Apoi dacă vreți să vedeți ce cu videoclipurile random, puteți să vă uitați la ele, dar gen... No, nu zic că sunt cele mai faine. Videoclipurile astea de obicei scurte, cred că. Da. No, mă rog. Asta o să fie videoclipul. Nu vă mai dezabonați, what the fuck? Mersi. Atât. Baftă.